Zeci de locuitori din raionul Fălești au participat la un flash mob organizat în susținerea candidaturii lui Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale din România, înaintat de echipa Partidului Social Democrat. 1, 2, 3! Asta a fost, practic, un mesaj dat pentru toată lumea din Republica Moldova, din România și pentru diaspora care vor ca lucrurile să schimbe spre bine și care doresc un trai mai bun, mai decent. În scop, susținerea a fost un eveniment foarte important pentru noi, atât și pentru dumnealui, pentru că prin ceea ce ne-am adunat, am dat dovadă că îl susținem în tot ceea ce are în platforma lui pentru prezidențiale. Am participat la un flash mob în vederea susținerii platformei Partidului PSD România pe domnul Ciolacu. Îl sprijinim și îl susținem și dorim mult succes. Potențialii alegători au fost îndemnați să iasă la vot pentru că de decizia lor va depinde și viitorul Republicii Moldova. Scopul principal a fost un pic consolidarea echipei din Fălești, dar nu în ultimul rând, și exprimarea voințe și susținere noastre colegilor din România și din Republica Moldova care candidează la funcții în Parlamentul României. Primul tur al alegerilor prezidențiale din România este programat pentru 24 noiembrie, potențial urmat de al doilea tur pe 8 decembrie. Președintele ales va avea responsabilitatea de a desemna următorul prim-ministru, influențând astfel direcția viitoare a guvernării țării.